Eurez România dispune de 50 de posturi pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier-gastronomic care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania, pentru ocuparea cărora se va organiza selecție la București în luna octombrie 2015. Angajatorii germani reprezentați de serviciile de plasare internațională din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele ocupații: bucătar, bucătar șef, bucătar specialist, 15 posturi, ospătar 15 posturi, barman 5 posturi și personal în industria gastronomiei de sistem 15 posturi. Pentru ocuparea posturilor de ospătar, barman și personal în industria gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au calificare profesională încheiată, experiență în domeniu și cunoștințe bune de limba germană, nivel B1-B2. Pentru posturile de bucătar, bucătar șef, bucătar specialist, angajatorii germani solicită persoane care au calificare profesională încheiată și experiență în domeniu, precum și cunoștință de limba germană cel puțin nivel A2. Angajarea se face pe o perioadă de cel puțin 6 luni, începând cu luna octombrie 2015, cu posibilitatea de prelungire a contractului de muncă pe durată nedeterminată. Salariul oferit este de 1.500-2.200 de euro brut pe lună pentru posturile de ospătar și barman, 1.700-2.400 de euro brut pe lună pentru posturile de bucătar, bucătar șef, bucătar specialist și de 1.450 de euro brut pe lună pentru personalul în industria gastronomiei de sistem. Cazarea poate fi asigurată de către angajator sau acesta poate oferi sprijin în vederea găsirii unei locuințe. Persoanele cu domiciliul în județul Brașov care corespund cerințelor posturilor oferite trebuie să se adreseze consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, din strada lungă numărul 1A, telefon 0268 416 879, interior 102, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru muncă în străinătate și pentru a primi invitație de participare la selecție. Înregistrarea în baza de date se realizează pe baza următoarelor documente: cerere tip, care se completează la sediul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, copie act de identitate sau pașaport, CV model Europass cu fotografie în limba germană, cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă.